Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și bine v-am găsit la prima noastră emisiune Concluzii Politice. Iar invitații noștri din această seară sunt domnul Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrația Acasă. Domnule Costiuc, bună seara și bine ați revenit la AgroTV Moldova. Doamne ajută și felicitări pentru curajul de a face o emisiune politică. Mulțumesc frumos. Și cel de-al doilea invitat al nostru este domnul Vitalie Jacot, deputat a Partidului Acțiune și Solidaritate. Domnule deputat, bună seara și la fel, bine ați revenit la AgroTV Moldova. Bine v-am găsit. Bună seara. Bună seara. Deci cam de mult timp nu ne-am văzut noi, așa că avem multe concluzii politice de făcut. Și de este evident că vom începe cu cel mai recent eveniment. Domnule Costiuc, am văzut că ați fost ieri la președinție, acolo unde au avut consultări ce ține de referendumul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Am văzut tot ieri pe canalele de Telegram primele declarații făcute de dumneavoastră, primele declarații făcute la cald, dar haideți să le analizăm după o zi, la rece, cum se spune în popor. Cu siguranță merită toată atenția, pentru că este un subiect politic de actualitate la ordinea zilei. Subiectul despre referendum și invitația care ne-a făcut-o doamna președinte la președinții ieri au fost 14 lideri politici sau 14 partide politici. Probabil au fost invitate cam 20 din cei ne-au raportat acolo la președinții. Câțiva din cei care stau vertical în fața Moscovei n-au venit ca să nu facă, cum zic ei, masovcă președintelui, dar noi considerăm că este absolut necesar să discutăm oricare subiect politic, pentru că asta este implicarea noastră și asta este vocația noastră. Și ideea pe care inclusiv astăzi vreau să o transmit, că acolo unde se termină cuvintele, acolo unde se termină diplomația, acolo unde se termină comunicarea, se încep bătăliile de stradă, se începe haosul, se încep războaiele. De asta trebuie de comunicat, trebuie de discutat, chiar pe alocuri contradictoriu, controversat, cu strigăte, dar să iasă cu rezultate importante. Cel mai important, cea mai importantă concluzie, vă spun de la început și pe urmă o să ne întoarcem să discutăm, inclusiv sper să se conecteze și domnul deputat, ce înseamnă de fapt acest referendum. Cât e de necesar, cât e de important, cât e de actual să-l facem odată cu alegerile prezidențiale. Vă spun din discuțiile pe care le-am avut cu mai mulți colegi, toți s-au arătat sceptici la stabilirea concomitentă a alegerilor prezidențiale cu cele cu referendum și spune, toți spun într-o voce practic că oamenii se vor încurca cu alegerile prezidențiale, vor fi și cu referendumul. Toți sunt pro-europeni, nu și-a permis nimeni măcar să lase o aluzie că ar putea avea o poziție contrară în procesul de aderare, spune că noi nu susținem. Toți au spus, suntem pentru integrare europeană, pentru aderare, dar nu vedem oportun să-l facem acum. Asta a fost concluzia. Întrebarea mea directă față de doamna președinte a fost următoarea. Doamna președinte, avem o hotărâre a Curții Constituționale din 20 octombrie 2014, care expres spune că alegerile locale și parlamentare nu pot fi organizate în aceeași zi cu un referendum. Și acum așteptăm altă hotărâre. Și doi, avem câțiva deputați din opoziția parlamentară care s-au adresat Curții Constituționale și ar fi corect să așteptăm decizia Curții Constituționale. Dar dacă Curtea spune că nu este constituțional să alegem președintele și să facem referendum în aceeași zi, noi despre ce discutăm public? Deci ar fi fost bine de așteptat decizia Curții mai întâi, apoi să fie aceste consultări. Și doamna președinte a confirmat că este una din așteptările pe care le are și dumneavoastră ei de la Curtea Constituțională și așteaptă un rezultat și nu știe, că am întrebat dacă poate dumneavoastră știți care este rezultatul pe care îl va spune Curtea Constituțională și atunci discutăm deja despre ce știți dumneavoastră. A spus doamna președinte că nu cunoaște și așteptăm cu adevărat să se pronunțe Curtea Constituțională. Dar când trebuie să se pronunțe? Nu se cunoaște, cred că într-o lună de zile. Eu aș vrea să vă spun logica, pentru că doamna președinte ne-a explicat în parametri în care dumneavoastră înțelege decizia Curții Constituționale din 2014. Și dumneavoastră spune că Curtea Constituțională s-a referit la două tipuri de alegeri, parlamentare și locale, că nu pot fi organizate odată cu referendumul. Dar eu pot astăzi să adaug că în 2014 încă nu erau alegeri prezidențiale directe. De asta Curtea Constituțională nu s-a expus expres asupra organizării alegerilor prezidențiale odată cu alegerile parlamentare, cu referendum. Acum întrebarea mea e pentru cei care conduc, inclusiv domnul deputat, pentru că ei sunt cu inițiativă legislativă. Plahotniuc în 2016, în urma protestelor de stradă,
ce vreți? Vreți alegeri prezidențiale? Modificând Constituția, absolut ilegal, impardonabil, în afara cadrului normativ, prin hotărârea Curții Constituționale, le permite opoziție să-și aleagă președintele. Întrebarea mea este astăzi către majoritatea parlamentară. Oare nu vreți să reparați greșeala, ca să nu-i spunem crimă, politica lui Plahotniuc și să revenim la modelul alegerilor alegem președintele statului de parlament, către parlament? Nu, dar cel puțin să anuleze hotărârea Curții Constituționale, care își depășește atribuțiile, dacă este voință populară, pot să o facă modificarea Constituției ori prin referendum, ori prin votarea în Parlament a modificării Constituției. Așa o văd eu. Pentru că aici ar apărea standardele duble. Și aici vreau să-i pasez mingea domnului. Referendumul facem în ziua alegerilor prezidențiale sau în afară lor? Nu, pe mine mă interesează legalitatea. Deci, legalitatea. Știți de ce? Pentru că ultimul moment. Odată cu venirea la guvernare, ați anulat votul mixt, care a fost la fel făcut abuziv de Plahotniuc, spuneți dumneavoastră. Dar n-ați modificat și alte acte normative. Asta e așa. Cu permisiunea dumneavoastră, o să las un pic în umbră niște tentative de a domnului Costiuc de a duce discuția într-o albe pe care îl avantajează, pe care el vrea să o pedaleze, pe care... Deci, părerea dumneavoastră. Dincolo de legalitatea sau ilegalitatea. Deci chiar concret, argumentat, nu, 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 domn Costiuc, noi discutăm acum, noi discutăm despre, nu v-am întrerupt, v-am ascultat foarte atent. Nu, dar mă învinuiesc de... Dumneavoastră m-ați învinuit la fel, deci că, uite, voi nu spați soi de... Domn deputat, referitor la acest referendum. Care este poziția majorității parlamentare? Aveți și colegi care sunt sceptici referitor la acest referendum? Prima ce vreau să menționez este inițiativa președintelui susținută, deci plin potențial de fracțiunea PAS. Bineînțeles că sunt unii oameni care mai dau întrebări, cum ar fi bine să fie, deci au fost discuții că e bine să fie constituțional sau știu eu, deci un referendum de consultativ. Deci am discutat, dar susținerea este plenipotențială. Acum, vis-a-vis de susținerea celorlalte partide, nu ne-am așteptat la susținerea publică a partidelor de stânga. Era și explicabil, deci multe din ele sunt tangențial sau direct supuse Kremlinului, controlate de Kremlin, dar vreau să spun că și acolo sunt voci pe interior care spun, uite, este un lucru bun. Deci aici vine întrebarea, nu era ok ca la aceste negocieri să fie invitate și partidele de stânga? Invitație a fost lansată pentru toate partidele, deci cât de cât cunoscute. Prelevant. Da. Ok. Adică, a fost lansată invitația deja care a dat curs, ține de, știu eu, de acel partid. Acum, vis-a-vis de poziția partidelor pro-europene, de dreapta, deci mai apropiate valoric PAS-ului, noi apreciem susținerea din partea lor. Bineînțeles, nu ne-am așteptat ca să fie susținere la toate capitolele și ce va trebuia să știu eu, să găsim ca măcar un pic să mai arătăm că, uite, ar fi bine și cumva altfel. Și atunci retorica opoziției cumva le-a venit pe plac și de ce este în ziua alegerilor prezidențiale. Și atunci eu, dați-mi vă rog voie să termin. Domn Costiuc, dați-mi vă rog voie. Deci, ar fi o întrebare către fiecare dintre ei, cu cât sunt gata să contribuie pentru petrecerea unui referendum, care costă de altfel, nu ieftin, deci un proces electoral costă câteva zeci de milioane de lei. Și atunci, atât timp cât societatea cerea un referendum, apăreau foarte multe opinii, noi în campanie electorală, preelectorală, în lucrul nostru de rutină, mergem în teritorii și oamenii ne întreabă care este procentul de susținere? De ce, uite, din regiunea aceea susțin mai tare sau din regiunea asta mai puțin? Cum putem noi să vă ajutăm ca să vadă toți că, uite, noi susținem integrarea aceasta? Adică este o cerință din interior.
Mai mult ca atât, era și un și o lozincă a opoziției pe care ei cu brio o foloseau și o foloseau la greu. Deci nu poate un partid decide soarta unei țări, nu poate un președinte decide. Vectorul trebuie dedus de majoritatea populației, adică poporul trebuie să-și asume decizii. Poftim? Și cum a apărut această decizie pe care a lansat-o, deci această inițiativă a președintelui, cum retorica opoziției s-a schimbat? Domnul Costiuc, dar care a fost ieri tonul discuției la Încă o dată mă conving că domnul Jacot ori cunoaște ce va spune Curtea Constituțională, ori dumneavoastră vorbește la capitolul hotărârii, s-a hotărât decizia este luată. Timpurile lui Dodon, când președintele dădea indicații Curții Constituționale, au trecut și păi da, nu vor domnul Jacot, deci vedeți că emisiunea rămâne înregistrată și dacă într-o lună de zile, noi așa am vorbit cu doamna președinte, ne întoarcem la președinție și Curtea Constituțională spune că nu-i constituțional, și dumneavoastră vorbiți cu nonșalanță de parcă s-a realizat deja referendumul, eu vă spun, lăsați o poartă deschisă și lăsați să decide Curtea Constituțională. Dacă va decide Curtea Constituțională că e constituțional să faceți împreună cu colegii... Cineva în acest studio sau în altă parte a dat indicații curții, a spus cine să decidă și cine să nu decidă. Deci, noi am vorbit cât e de oportun la președinței, vă spun dacă n-ați fost prezent, vă spun ce s-a discutat. Probabil ați venit acum și încă n-ați reușit să vorbiți cu colegii de la PAS care au fost la președinței. Au fost discuții cât e de oportun să-l organizez în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, pentru că vor fi mai mulți candidați, se vor bate între ei și mulți dintre ei vor lovi direct în președinte, iar acest referendum a fost gândit inițial de cei care vă consiliază ca o formă de mobilizare a electoratului pentru, bun, deci nu pentru a veni la alegeri și pentru a avea un scor mai bun, doamna președinte. Noi vă spunem ce s-a discutat ieri. Doi, au fost discuții destul și întrebări foarte directe. Cine își asumă eventual căderea unui referendum? Iată, un eșec. Luăm în considerație și a doua parte, neplăcută a monedii. Dar dacă la referendum nu se prezintă numărul necesar de oameni și nu trece referendumul, ăsta ce semnal transmitem noi europenilor? După, unu, alegerile prezidențiale care au spus clar, societatea noastră a spus, suntem pentru integrare europeană și am votat un candidat care are un mesaj absolut pro-european. Doi, alegerile parlamentare. Ori dumneavoastră considerați că 63 de mandate pe care le aveți dumneavoastră nu este un semnal clar că noi vrem să ne integrăm în Europa. Trei, avem deja deschis procesul de negocieri cu Europa. După tot ce am făcut, dumneavoastră vă întoarceți și spuneți, hai să vedem ce zice poporul. Și dacă poporul, prin manipulare, prin cumpărare de voturi, prin intermediul lui Șor și alte partide care vin cu sacul de bani, să reușește să cumpere voturi, să nebunească societatea și societatea să nu participe la acest referendum. Cine își asumă această consecință? Eu vă spun foarte serios, au fost discuții destul de serioase și au fost luate în calcul multe lucruri. Eu nu cred că e atât de hotărât și bătut în cui referendum. Domnul deputat, ați vorbit în majoritatea parlamentară ce se întâmplă în cazul unui eșec? Deci am abordat și acest subiect. Bineînțeles că noi ne aflăm într-o perioadă unde partidul actual de guvernare nu are dreptul să dea greș. Fiindcă noi ne-am asumat un parcurs european și foarte bine înțelegem că dacă nu va fi o irreversibilitate a cursului, indiferent cine va fi la putere, dar o irreversibilitate a cursului european, atunci Moldova va pătimi enorm. Deci aici va fi și exod foarte mare al populației, aici va fi și un declin economic, dacă actuala guvernare nu reușește. De-aia noi, conștienți de aceasta, suntem din prima zi când au fost validate mandatele parlamentare. Bine, asumarea aceasta a venit încă după câștigul alegerilor parlamentare, prezidențiale, de către actualul președinte al țării, doamna Maia Sandu, dar pe deplin am înțeles acest lucru și continuăm să-l înțelegem. Deci este o povară cu adevărat grea și vreau să vă spun că pe locuri suntem și obosiți și sufocați și cu știu eu, cu multe probleme în jurul nostru, deci mulți dintre noi își văd copiii foarte rar și văd pe cei dragi alături foarte rar, dar noi ne-am asumat un mandat și o să-l ducem cu brio până la capăt. Acum, asumarea este a partidului de guvernare. Deci nu poate, oricine poate să vină și spună, uite, ei n-au reușit, noi nu avem posibilitatea asta, spunem, noi n-am reușit. Aici vine întrebarea, domnule Costiuc, concret ce s-a cerut de la fiecare lider politic prezent acolo, cum poate contribui el ca acest referendum să treacă?
Vă spun încă o dată, discuțiile pe care le-am avut la președinție au fost mai mult cu titlul de solicitare de poziții a celor prezenți. Ce cred despre eventual referendum? Cum vedeți? Deci asta nu s-a discutat, ce putem face? Că dacă era clar că avem referendum, este stabilită data, atunci probabil se formează o comunitate, nu știu, din membrii notorii ai societății, societății civile, academicieni, politicieni, de care vreți, un comitet care să coordoneze acest referendum, că doamna președinte zice că n-ar fi corect eu să fiu implicată direct, că eu voi fi candidat la funcția de președinte, să nu fiu învinuită. Ar trebui să fie un comitet. Și atunci va discuta clar acest comitet cum se organizează acest referendum și care e poziționarea fiecărui partid. Până atunci nu are sens. Dar vă spun încă o dată discuțiile pe care le-am avut destul de serioase și am întrebat eu personal, pentru că toate lucrurile astea sunt documentate și o să fie vreodată timp când o să fie publicat. Eu am întrebat, doamna președinte, noi, ținând cont că am pornit un proces de negocieri cu comunitatea europeană, noi vom avea când acces la fondurile europene, pentru că există fonduri de preaderare, când noi, moldovenii, primarii, administrația publică centrală, locală, vor avea acces, mediul de afaceri, la fonduri europene, ca să arătăm societății care sunt beneficiile reale ale integrării europene. Până acum, societatea noastră, în mare parte, poate superi domnul Jacot, încă nu înțeleg care este și care pot și care vor fi beneficiile directe ale cetățeanului. Cetățeanul vede probleme. Și noi am întrebat, doamna președinte, dar poate într-un an jumătate, când vor veni și sunt sigur că fondurile sunt destul de consistente, fondurile de preaderare, am văzut exemplul României, mai bine ne concentrăm toți pe capacitatea, sporirea capacității de absorpție a fondurilor europene pentru agricultură, pentru economie, atunci pentru omul când vede ceva făcut din banii europeni, este clar. Omul vede real, la mine s-a făcut asta, la mine se dezvoltă, la mine s-au deschis niște perspective, atunci e mai mare susținătoare a procesului și a ideii de integrare europeană. Dar astăzi noi vedem că pe sărăcia noastră, care nu o pun pe seama pasului, dar este o sărăcie adusă de toate brigăzele astea care le-am avut, începând cu Voronin, Dodon, Șor, Plahotniuc, care au fost până acum, au adus societatea la limita disperării și astăzi vine o nene cu sacul de bani și am văzut imagini pe care le prezintă guvernarea cu saci de bani și în plicuri câte 10.000 salarii pentru cei care îmblă cu dezinformarea. 10.000 de sute de milioane de lei care merg și dezinformează societatea. Eu vă spun că sărășia asta este unul din cei mai periculoși factori pe care noi nu vrem să-i luăm în considerație. Asta am întrebat. Fără supărare, am zis, poate mai așteptăm, poate facem niște calcule. Nimeni dintre cei prezenți, nu știu, cu excepția câtorva care erau față în față cu mine, care peste noapte s-au transformat din proruși, care s-au dat cu semnătura la Moscova că nu trădează interesul lui Putin și astăzi sunt mari pro-europeni. Aici vorbim parte, despre cine? Despre Mr. Ceban care... Și atunci, vă spun încă o dată, o să întrebați pe colega dumneavoastră, fraza pe care am spus-o, doamna președinte, noi ne-am întâlnit acum un an, înainte de alegeri locale, și ne-am înțeles toți împreună cum facem, cum contribuim să salvăm capitala. Și am salvat-o din ea rupt. A venit un exponent al lumii rusă, un Ivan Ceban, care pur și simplu își bate joc din noi în continuare. De asta eu mă tem că calculele noastre rapide, necalculate, să nu facă să avem exact aceeași problemă cum avem cu Chișinău astăzi. De asta nu trebuie luate în glumă. E vorba de țară, e vorba de soarta noastră, e vorba de oamenii care au mai rămas, de economie și de crocodilii care stau în așteptare. Și am vorbit înainte de emisiune cu domnul Jacob. Sunt niște crocodili în procuratură, în justiție, care au hălit, să nu vorbim altfel, guvernări întregi, lideri politici, partide, și ei astăzi stau neatinși. Nu poți să disconsideri tot sacul de bani și interesul Federației Ruse, războiul hibrid, sutele de milioane aruncate în destabilizarea Moldovei. Nu pot fi luate lucrurile astea în glumă. Eu mesajul dumneavoastră îl împărtăși pe locuri, deci într-adevăr este lucrul încă nu este dus până la capăt. Noi am început abia acele schimbări, inclusiv în justiție, dacă tot v-ați referit la procuratură și în sistemul judecătoresc, și vă dau dreptate, dar știți că suntem în următoarea etapă, deci urmează etapa de evaluare externă a judecătorilor, a procurorilor. Ați văzut reticența sistemului, ați văzut agonia aceea la nivel de sacrificiu al lor. Au și pierde. Exact, este greu exact, de au și pierde. Exact. Deci noi să nu fim naivi și să credem că sistemul o să se autocurățe. Nu va fi niciodată asta și noi, bineînțeles,
suntem conștienți de ceea ce a spus domnul Costiuc. Dar nu sunt de acord că nu se face mult, deci noi suntem la o etapă avansată în acest, în curățirea acestui sistem. Și adevărul este că în justiție rezultatele s-ar vedea repede, dar nu doar rezultatele de schimbare a unei fețe cu alta contează. Contează calitatea celor, știu eu, deci, hotărâri judecătorești luate. Contează calitatea acelor învinuiri aduse, acelor oameni care ar trebui de mult să se găsească pe banca acuzaților și în penitenciarul 13 sau altele de felul ăsta, dar nu să fie folosind careva avantaje pe care le dă justiția să fie lăsați să plece liberi din sala de judecată. Pentru asta, deci, de noi, câți ani mai avem nevoie ca să fie dus până la capăt aceste reforme? Una din cifre, iată, care înainte de emisiune o discutam cu domnul Costiuc, el a menționat că România au luat 10 ani deja fiind și în procesul Uniunea Europeană. Nici departe terminat. Deci noi nu avem acel lux pe care l-a avut România. Noi avem mult mai multe pericole, suntem într-o situație mult mai incertă, suntem cu un război real la graniță, suntem război într-o... Și nici nu mai avem oameni pe care să-i punem în loc, nu mai este lume în țară. Și asta e o problemă. Deci suntem într-o situație, într-un timp cu situații geopolitice înfierbântate la maximum. Deci vedem și în Orientul Mijlociu ce se întâmplă, vedem mai departe cum s-a țâță spiritele, deci țări ca Iran, Irak, Pakistanul, deci mai au ce discuta și eu consider un beneficiu că acel conflict care apărea între Pakistan și Iran a fost aplanat foarte repede, dar am fi avut încă un focar în două țări enorm de mari, cu un potențial militar foarte avansat. Deci noi suntem în niște timpuri foarte incerte și ne este cu adevărat greu. Dar nu avem luxul să avem prea mulți ani la dispoziție. Bine, un mic avantaj este că și țara nu este într-atât de mare cum este România și sistemul nu este atât de vast. Dar dacă revenim la referendum, da, presupunem că România, când s-a apucat să facă reformă, domnul Jacot, din 2000, patru era membru NATO deja, dar NATO înseamnă cu totul altceva decât în concepția, deci, și percepția societății. Deci noi avem multe dezavantaje, cu mult mai multe dezavantaje decât avantaje, dar noi oricum ne mișcăm foarte bine. Deci vreau să spun că la început de cale, când am preluat mandatul, chiar și unii parteneri, nu pot spun că erau sceptici de intenția noastră pozitivă, de calea care o să o abordăm, dar nici de determinare nu erau sceptici, dar ei chiar nu s-au așteptat pe locuri la așa rezultate majore. Am primit statutul de țară candidată. Cum le-am primit. Bine, asta e altceva, deci eu mă refer la ceea ce ține de justiție, fiindcă uneori apăreau niște voci, cam încet și ori vă mișcați, cam s-ar putea mai repede, dar acei oameni când vineau în cadrul procesului, în calitate de evaluator internațional sau în alte calități, ei cumva observau lucrurile altfel. Deci ei le vedeau din interior și retorica lor se schimba. Spuneau, uite, noi nu ne-am așteptat că asta așa de greu ar fi fost. Și uite, voi v-ați mișcat mult mai repede decât noi ne-am închipuit că v-ați fi putut mișca. Toate că inițial ne dădeau niște note puțin mai joase. Dincolo, numai o clipă, vă rog, dincolo de rezultatele în justiție, eu spun rezultate, fiindcă, da, poate nu toate sunt încă palpabile, poate încă sunt multe chestii de reproșat nouă, dar ca politic, fiindcă noi ca și politic dăm instrumente. Noi nu facem curățenie în justiție. Sunt organe special acreditate cu această funcție. Noi doar creăm instrumentele necesare pentru aceste organe. Deci noi ca politic facem tot posibilul. Acum, dincolo de asta, avem două lucruri enorme, deci două, știu, realizări ale pasului. Este statutul de țară candidat, care mulți se ne reproșează ca o ocazie venită de nu știu unde, căzută din pod, dar eu vreau să spun acelor sceptici că mai este o țară care a avut partea tehnică pregătită
mai bine decât noi, două țări care am devenit țări candidate. Deci, dar uite, politic n-au convins și au rămas în afară. Deci, bine, aici trebuie să recunoaștem că și mulți deputați din PAS erau sceptici referitor la această decizie. Vă spun părerea mea. Deci nu vreau să fac referire la mulți colegi, fiindcă părerile erau diferite. Eu sunt un realist optimist. Eu întotdeauna sper la maximum, dar acționez așa de parcă n-aș avea nici minimum. Adică eu mă bat începând de jos și după ce am făcut primul pas pășesc al doilea, al treilea, mă mișc de repede pot, dar sper acolo sus. Deci era un optimism colectiv, chiar dacă mulți erau sceptici la anumite capitole, fiindcă dacă ne uităm la profilul deputaților, el este diferit. Cineva are o știre de cauză într-un domeniu, cineva în alt domeniu și atunci cuiva îi pare că, uite, domeniul ăsta un pic cizelat și ne-am pornit vertigios. Dar altcineva în alt domeniu înțelege că noi suntem cu un pas deasupra prăpastiei. De exemplu, eu vă ascult, dumneavoastră, și mi-e interesant domeniul, o chestie. Iată, eventual un referendum. Dumneavoastră sunteți în fața la un grup de oameni diferiți, cu viziuni diferite. Dumneavoastră trebuie să le argumentați de ce. E ușor să vorbești într-un studio. Percepția, eu vă ascult, dumneavoastră, sincer, eu încerc să intru în esență. Dumneavoastră vorbiți despre reforme, schimbări pe care le-ați făcut. Da. Știți ce important e? Percepția cetățeanului. Eu mai mult vorbesc în teritoriu decât percepția în studio. Percepția cetățeanului. E ca și percepere al cetățeanului, pentru că el va fi cel care va vota. Va vota eventual următoarea componență a Parlamentului. Percepția lui despre justiție, despre reforme. S-ar putea să fie geniale reformele, dar rezultatele vor fi peste 10 ani. Dar el va vota nu peste 10 ani, va vota la anul sau anul ăsta. De asta întrebarea mea. Pe lângă toate criticile pe care vă le aducem și riscurile pe care le avem, trebuie discutate eventual riscurile. Eu vă dau un singur exemplu. Au ieșit voci care spun foarte clar că în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova avem 15 absolvenți după anul 2000 al FSB-ului. Toți care au terminat Academia FSB-ului și care lucrează în Serviciul de Securitate, eu bănuiesc că ar putea să aibă legături în continuare cu Metropola. Iar noi n-am reușit în 2 ani de zile să curățăm rândurile unui serviciu extrem de important, care trebuie să ne securizeze procesele electorale, procesele politice, procesele de reformă. Eu știu despre. Deși vă spun lucrul ăsta. Credeți-mă că e important. Vă dau dreptate, este important, dar eu am deja am deprins această chestie să am încredere în colegii mei. Mulți dintre ei și-au asumat niște domenii extraordinar de grele, inclusiv domnul Munsteață, acel SIS, care, da, sunt mulți exponenți ai serviciilor secrete ruse care au făcut stagieri sau studii acolo. Pe doi dintre ei îi cunosc personal, unul mai, într-o măsură mai mică, altul îl cunosc destul de bine, alții, ambii, sunt niște persoane în fața care îmi scot pălăria, sunt niște patrioți devotați. Deci, fapt că ai făcut studii acolo nu înseamnă că ai și fost coaptat în... Dar dumneavoastră de unde știți? Nu, deci dumneavoastră, nici eu, nici dumneavoastră nu vorbim cu știri de cauză. Dumneavoastră ați spus că presupun, da, deci da, o presupunere... Că FSB-ul nu pregătește cadre pe care le lasă în voia soarte, înțeleg, lasă, duc să-i fac pe moldoveni fericiți, să-i asiguri pe ei. Eu, dumneavoastră, a spus eu înțeleg, pentru înțeleg doi absolvenți și spuneți că de unde știți care e procesul de recrutare a FSB-ului? Deci, uitați-vă, pe cei cunoscuți am văzut în anumite acțiuni, în anumite fapte și știu dincolo de știrea lor de cauză, despre decizia lor luată și îmi permite să... Bun, vă credem pe cuvânt. Dar ideea e alta. Deci nici dumneavoastră, nici eu nu știm până la capăt despre fiecare în parte. Dar sunt persoane care cu asta se ocupă. Deci noi, bineînțeles că suntem conștienți de riscurile care sunt în jurul nostru. Și războiul hibrid nu-i ceva efimer. Războiul hibrid este aici și acum, zi de zi, și amploarea lui... Nu n-o știți dumneavoastră, dar eu o știu foarte bine, credeți-mă. Adică, bine, eu zic la general. Adică, eu prima conferință internațională dedicată războiului hibrid am făcut-o în 2019 și m-au dat afară de la Universitatea din România. Chiar ca să înțelegeți cum funcționează. Înțeleg. Chiar acum am specificat, deci nu mă refer la dumneavoastră ca Vasile Costiuc, mă refer la cetățean. Un deputat are mai multă știre de cauză. Și atunci... mai mare responsabilitate. Exact. Dar de la care noi știrea de cauză o avem. Deci noi
vedem lucrurile mult mai amplu și le știm din interior. De aia serviciile își fac bine meseria. Și credeți-mă, dacă măcar o dată ieșua, noi am fi avut și proteste, și destabilizări, și poate și ceva mai grav. De aia domn deputat, ca să încheiem cu acest referendum, bine. Presupunem că Curtea Constituțională se zice da pentru referendum, are loc acest referendum odată cu alegerile prezidențiale care vor fi în toamnă, până atunci vom avea cam 6, 7, 8 luni undeva, așa ca să pregătim societatea pentru acest referendum. Este destul timp, fără fonduri de preaderare, ca societatea să fie pregătită să voteze aici, pentru... Da, eu aici am să răspund cu ceea ce am vrut să închei la remarca precedentă a domnului Costiuc. Deci, noi ne asumăm anumite... știu eu, acțiuni. Noi suntem responsabili de îndeplinirea lor. Dar, la nivel de retorică, ați putea să vă asumați și voi, partidele de dreapta, un ajutor nou, fiindcă până la urmă nu ne ajutați pe noi, ajutați țara. Interesant. Fiindcă, hai să fim sinceri, deci nu există partid politic, cât de bun n-ar fi el, într-un mediu democrat, mă refer, da. Cât de știu eu, bun cu oamenii, social și așa mai departe, care se mențină la guvernare permanent. Asta este, noi o conștientizăm și asta este una din atourile democrației. Și mâine vine la guvernare o coaliție unde se regăsește și domnul Costiuc și atunci am vrea nu doar cu retorica să vă manifestați, cum de altfel cu păreri de rău au mai fost, au mai perindat unii și doar cu retorica și au rămas. Dar au avut instrumentele necesare pentru a făcut... Cu averi aia... impresionante, nu cu retorică. Și care nu le atinge nimeni. Întrebăm curând justiția. Eu aș vrea să mă întorc la ceea ce ați putea face și voi, opoziția neparlamentară. De ce nu poate și opoziția parlamentară, fiindcă v-am spus, acolo sunt unii oameni care susțin tăcit în discuții, îi aud cu alții decât mine. Deci că ei sunt pentru acest referendum și, bine, nu declară deschis că ar vota pentru, dar eu nu exclud așa o chestie. Deci să vă implicați, am să înțeles. Aduceți mesajul... Direct acum, o întrebare pe loc. Noi ne implicăm. Niciodată n-am fost împotriva integrării. Noi, în general, considerăm că cel mai ușor e reîntregirea națională prin eliminarea hotarului Prut. Dar, întrebarea mea directă. Eu nu mai vorbesc de alte televiziuni private. Noi suntem prezenți aici, la Agro TV, poate la N4. Noi avem televiziuni naționale. De restul private nu vă întreb că n-are sens. În care faceți, nu avem acces. Dar eu vă întreb dumneavoastră... la unele televiziuni? Nu. Dar suntem astăzi în studio. Eu vă întreb dumneavoastră în calitate de deputat. Vă pare normal să ne cereți să ne implicăm având restricții totale la Moldova 1, sincer vă spun. Noi am întrebat-o pe doamna președinte. Ultima dată ne-am văzut anul trecut. De atunci, de când s-a schimbat guvernarea, o dată n-am fost invitați la Moldova 1. Dar credeți-mă că avem o voce pe care o aude o societate întreagă. Vă pare normal? În calitate de deputat vă întreb. Mai mult nimic. Deci... E televiziune publică, din banii publici. Vis-a-vis de invitațiile la Moldova 1, da. N-am avut niciodată, eu personal, nicio invitație. Foarte puțin colegi de mei au avut invitații acolo. Eu nu știu dacă ați avut invitații niciodată. În timpurile anterioare. Da, era butonul roșu, numeau emisiune, butonul roșu pentru partidele de opoziție, de extraparlament. Okay, deci... A fost anulat odată cu venirea pro-europenilor la guvernare. Nu, deci... Eu vă spun, puteți controlați, dacă eu spun minciuni, sunt gata să plătesc. Eu nu sunt gata să... Eu răspund pentru cuvintele mele. Eu vă spun dumneavoastră, mi-ați dat voi implicați... Mi-ați dat o întrebare la care eu încerc să vă răspund. Domnule deputat, deci... revenim la întrebarea mea. Va fi destul aceste 6-7-8 luni pentru a pregăti societatea ca să voteze pentru... Sondajele, în sondaje, susținerea europeană, parcursului european este de circa 60%. Eu cred că susținerea este mult mai mare. Să ne amintim de acea perioadă când Voronin, fiind președinte de țară, a susținut... deci, a fost primul care a susținut parcursul european al Republicii Moldova. Exact. Și atunci sondajele arătau 74, dacă nu mă greșesc, de procente, adică peste 70. Doar că pentru mulți cetățeni integrarea europeană deja este asociată cu alți politicieni din trecut, care știm bine ce au făcut. Uitați-vă, asta tot ceea ce am vrut să menționez, discreditarea, fiindcă domnul Costiuc a spus despre mulți care au dus țara asta
Exact. A făcut nu un falimentar, așa, dar ei nu doar asta au făcut, că au falimentat țara, dar au și compromis parcursul european și în genere ideea europeană. De democrație, în general. Bine, democrație, ei cumva pedalează acest subiect, inclusiv și partidele de opoziție parlamentară și se mândresc cu faptul că iau o democrație internă, adică aici la capitolul democrației mai puțin, dar la capitolul de integrare europeană, deci ideea a fost compromisă și eu, chiar eu, fiind acel înverșunat adept al integrării europene, cumva nu prea vroiam să aud despre acest subiect în emisiuni, să citesc pe paginile de ziare. Deci eu fac acest mic exemplu ca să dau de înțeles pe cât de tare era această idee compromisă, pe cât oamenii erau obosiți de această retorică, când știau că în spatele ei se găzduiește complet altceva. Noi nu trișăm, noi venim cu niște mesaje curate, transparente. Dacă este timp suficient, eu cred că și acum, iată la ziua de astăzi, răspunsul ar fi fost pro, adică pentru susținere. Chiar dacă ar avea loc, presupunem duminică, referendum, sunteți convins că va trece? Eu cred că da, fiindcă sondajele arată 1% majoritar pentru susținere. Acum sunt unii oameni care poate mai au rezerve, poate un pic sunt sceptici și atunci noi trebuie să venim cu acele mesaje de, cum a spus și domnul Costiuc, de lămurire. Fiindcă mulți au o idee, ei cu sufletul sunt acolo, dar plenii potențial nu înțeleg ce le va da lor ca și beneficiu, ce le va da lor pragmatic, ce le va da lor în termen scurt, mediu și lung pentru beneficiu, calitatea vieții. Iată, aici noi trebuie să mai aducem careva informație și deja avem un as în mânică, bine, nu în mânică, deci un as scos și pus pe masă, deci este acea începere de negocieri. Acum, în scurt timp, el opera cu așa. Bine. Eu vă aduc aminte, pur și simplu. Da, înțeleg, este un frazeologism pe care o folosim mai mult și nu mă asociați cu domnul Ghimpu. Deci, cu toată, o spun chiar și cu stimă. Am înțeles. Deci el are, eu v-am spus că erau oameni care spuneau că e beton și operau dacă cu așa. Va avea loc. Eu să fac o remarcă, domnule Jacob, că ați vorbit așa. Și aici noi chiar am mizat pe susținerea acelor forțe care susțin această integrare. Am la subiect cu susținerea forțelor. Ia uitați-vă, domnul Jacob. Eu am să vorbesc azi de numele colegilor de la Ștefan Vot. Alexandru Chițu, colegii mei care au făcut o declarație cu semnătură pe hârtie, că sunt gata să creeze o alianță de guvernare la nivel local în raionul Ștefan Vodă, nu vorbesc de altele, cu Partidul Acțiunii și Solidaritate. Consecință, Partidul Acțiunii și Solidaritate face alianță de guvernare cu socialiștii și îi hărțuiesc pe ei care sunt de dreapta. Duceți-vă astăzi în raion, nu vă spun din... Eu, mie va fi foarte greu să merg la Ștefan Vodă să convin colegii mei, consilieri raionali, consilieri locali, să facă campanie... Pentru că îi spun, cum ai ăștia își bat joc de noi? Eu în tătă ziua stărâit la ANI pentru declarațiile mincinoase făcute de consilieri de pe loc sau reprezentanții guvernului. Doi, uitați-vă la Chișinău. Zilele astea, reprezentantul cu fracțiunii majoritare, practic, din Consiliul Municipal, doamna Popa, vine cu declarații și spune, domnilor socialiști, haideți să facem o coaliție de guvernare la nivel de Chișinău. Credeți-mă că semnalele astea sunt extrem de proaste. Bun, eu vă pun acum direct. Vă spun o chestie. Societatea nu acceptă să vă aliniați cu un Mr. Dodon, care absolut o slugă a Moscovei și ani de zile au făcut argat și au slujit pe Moscova, să aliați cu el, pentru că asta dăunează integrării europene și parcursul european. Vă spun eu sincer, pot să nu vă placă, deci, pot să nu fiți de acord. Eu v-am Dodon, spus care despre una, dumneavoastră îmi spuneți frustrările. Vă răspund la frustrări. Despre integrare europeană, despre orice. Dumneavoastră faceți alianți cu el în 10 raioane. Deci, trebuie să vă asumați greșelile. Eu vă răspund la întrebarea respectivă. Deci, pasul a mers în alegeri, nu pentru a participa și a fâlfâi din brațe, pentru a cânta ceva frumos. Deci noi am mers în teritoriu pentru a ne asuma actul de guvernare. Și acum, în fiecare raion, situația a fost specifică. Și uneori am făcut
coaliție cu exponenți ai Partidului Socialist și ați văzut chiar și reacțiile lor, da? Ei nu s-au temut să arăte din deget cuiva, dar s-au temut să arăte altcuiva. Bine, lucrurile sunt diferite. Și noi categoric n-am făcut alianță cu PSDE în unele raioane. Nic Forciuc, cu... care a furat carierele, le-ați făcut, nu e nicio problemă. Eu vă spun de percepția cetățeanului. Dumneavoastră puteți argumentați cum vreți. Dumneavoastră puteți să formulați cum vreți, dar noi am făcut alianță cu consilierii la nivel de consilieri municipali. Familia Nichiforciuc nu se regăsește pe lista acelor consilieri. Deci Plahotniuc și, era șef, el conduce. Dați-mi voie. Deci, dumneavoastră ați spus ceva, da. Eu v-am ascultat atent, acum ascultați atent. Deci, în Florești, acei oameni care au mers pe lista lui Nichiforciuc se regăseau inițial pe alte liste de partide pro-europene și sunt oameni foarte credibili, sunt oameni foarte bine intenționați și coalizarea cu acei oameni este benefică. Bine, până la urmă contează președintele de raion ales, care determină vectorul politic al acelui raion și asta este foarte important. Și eu chiar nu vreau să arunc și eu săgeți cum unii dintr-o platformă, cum unii dintr-un partid super credibil au, chiar am să o spun direct, au trădat pasul și au făcut coaliție cu cine? Cu Chicu, cu... Dacă toate chestiile cu combinațiile acum, astea o să fie foarte pozitiv la alegeri prezidențiale. Dați-mi voie, dați-mi voie, eu n-am terminat. Deci, am dumneavoastră mi-ați adus exemplu Căușeniu, eu pot Ștefan să vă aduc... Ștefan Vodă, Căușeniu. Ștefan Vodă, pardon. Acolo sunt deputații la Căușeni, la Ștefan Vodă, este Ersilia, da. Cotravi, este doamna Voloh, este domnul Cătănoi. Deci, ei știu situația numai rău în teritoriu și eu chiar am încredere în acești colegi. Fix așa cum ei au încredere pentru raioanele pe care eu le gestionez. Și pentru CMC. Deci, la nivel de CMC, Ceban sfidează legea făcând niște atacuri la sistemul social. Este vorba de 40.000 de familii de copii, adică care au copii care au frecventat programul prelungit, sunt câteva mii de asistenți personali care au la întreținere copii cu dizabilități și sunt câteva zeci de mii de beneficiari anterior de compensații pentru perioada rece a anului și sunt strict beneficiari din rândul celor mai social vulnerabili persoane. Categorii. Și atunci când așa numitul prea european edil al capitalii face aceste mizerii, deci îndemnul doamnei Popa către șase consilieri din Partidul Socialist a fost de a vota anume acele decizii ale Consiliului Municipal care să deschidă deci linia de finanțare. A fost îndemn să voteze doar? Dar nu există o coaliție atât timp cât tu nu ai o guvernare. Okay. Și este, dacă vreți să o numiți coaliție, este o coaliție instituțională. Da? Adică, în situația dată, votăm în felul următor. Și gata, pe când nunta lui, eu doar să termin gândul, deci nunta lui Ceban cu PSRM, ea este vădită. Deci câteva funcții dar ce mai faci propuneri de dragoste, dacă câteva propuneri de prietori, votează nu prietorii. Deci câteva funcții de pretor, de vicepretor, câteva șefi de direcții. Deci noi înțelegem care va fi coaliția în acest mediu. Vreau să spun că și un partid și altul sunt curați la greu de către Kremlin și unii și alții sunt exponenții voinții Kremlinului și dacă socialiștii cumva îmbrac haina statalității, da? Adică nu o spun direct că uite noi propagăm interesele Kremlinului, noi vrem și cu ies și cu vies, deci ei o spun așa mai voalat, dar cât de cât în mesajul lor este o sinceritate, cât de cât o sinceritate. Păi prea europeanul edil, el sfidează orice normă de bun simț și se declară prea european, atunci când este... Bun simț, e un sport la noi. Dar eu vreau să vă întreb în calitate de om politic responsabil, om politic responsabil care face parte din guvernarea statului, din puterea centrală.
Dumneavoastră ați făcut o constatare foarte tristă, cu un oarecare primar, fie el de capital, dar e primar, sfidează, își bate joc de o categorie socială, de 40.000 de cetățeni care au copii, de persoane care asistenți personali pentru persoane cu dizabilități, pentru multe categorii sociale care sunt la limita disperării, și dumneavoastră faceți o constatare cu un edil, își bate joc. Întrebarea mea directă din partea celor care suferă, ce face statul și puterea centrală de nu-l pune la respect pe un primar care își bate joc de o categorie socială? Vă răspund. Deci, nu, hai, domn Costiu, nu mă acuzați, fiindcă... Deci, eu vă întreb ca om de stat responsabil. Eu am făcut o relatare, nu doar constatare, o relatare. Și lăsați pe oameni și ia mâna dacă, lui Ivan? Da, aveți o leacă de răbdare. Nu, dar v-am întrebat precizare. Păi v-ați întrebat și eu vă răspund. Deci, există anumite instrumente pentru dejucarea acestei sfidări, da, acestei fără de legi. În genere, este bine că există democrație și puterea locală, ea trebuie să fie autonomă, ea trebuie să fie independentă de puterea centrală, dar este bine să fie și bine intenționată. Nu doar să folosești pârghiile autonomiei locale în detrimentul cetățenilor pentru ambiții politice. Și aici sunt două momente importante, domnul Costiuc, mă ascultați. Deci există pârghiile politice pe care noi le folosim, există dincolo de asta pârghiile legale și atunci noi, credeți-mă, o să mergem în albia legii și noi nu o să facem hotărâri peste noapte cum face Ceban sau ordine ilegale ca ele aici și acum să ne dea un vis politic. Nu, noi o să mergem pe cale legală și asta cale un pic okay, ne ia nu de mai timp, avem mult timp la dar dispoziție. O să mergem. Dumneavoastră ați revenit acum din diasporă, v-ați întâlnit cu diaspora noastră, în ce țară ați spus că ați fost? Deci am fost delegat din partea Parlamentului pe linia bilaterală, au fost trei invitații, deci pe linia OSCE, pe linia Guamului și pe linia colaborării bilaterale să monitorizăm alegerile anticipate prezidențiale în Republica Azerbaijan. Am văzut acolo că v-ați întâlnit cu fetele și băieții noștri din diaspora, ce fac ei, cum sunt? Când revin acasă? Nu știu dacă unii din ei o să revină fiindcă sunt căsătoriți cu... Deci, unii din ei au plecat încă în timpurile sovietice. Încă era Uniunea Sovietică vie și au plecat la studii, au plecat, știu eu, acolo în vizite, s-au căsătorit, au familii. Vă întreb asta pentru că fiecare guvernare ne promite asta, că diaspora deci, va reveni acasă. Noi avem succese și în readucerea diasporii acasă și dacă vă uitați, inclusiv și secretari de stat, avem șef de agenții care la așa funcții poți să revin. Bine, revin și la diferite funcții. Alte funcții. Deci revin în agricultură, revin în învățământ, revin foarte mulți tineri acasă, revin foarte mulți oameni care au lucrat o viață acolo. Ei văd un potențial acum. Dar ceea ce ține de Azerbaijan, vroiam să vorbesc un pic inclusiv despre ce pentru ce am plecat acolo. Întâlnirea cu diaspora este unul din elemente. Și aici vreau să spun cu regret că a fost acel element care un pic l-am tergiversat în abordare. Întâlnirea precedentă a fost pe data de 22 februarie anul 2022 și noi ne întorceam din Azerbaijan pe data de 24 cu acea rută specială, la acea ședință extraordinară și toate planurile care au fost ticluite până în 23 februarie, inclusiv cu diaspora moldovenească din Azerbaijan, au ieșuat. Și noi atunci ne-am concentrat pe niște lucruri mai puțin la nivel de resurse, care consumă mai puține resurse și în același timp dau mai mult efect. Dar noi nu am uitat de oamenii noștri acolo, ei sunt pentru noi importanți, ei ne vor pe noi și acum am avut o discuție, deci noi ne-am întâlnit, am convenit să ne întâlnim într-o atmosferă informală, deci am avut așa un dejun, am stat la masă într-o atmosferă absolut degajată, i-am rugat pe oameni, bine, am mai luat ceva minute pentru degajare, pentru descătușare, dar i-am rugat toate cele mai incomode întrebări, cele mai, știu eu, banale, cum le văd ei să-mi spună. Eu vreau să știu, să simt pulsul și am avut o discuție absolut sinceră, în urma căreia eu am venit aici cu un set întreg de măsuri care le putem face unele aici și acum
care nici nu necesită ceva investiții. Sunt măsuri media, sunt măsuri informaționale, sunt măsuri culturale. Deci ei n-au auzit de filmul Carbon și de alte filme care la noi, care la noi se bucură de o popularitate. Deci ei nu știu ce, cum a evoluat cinematograful moldovenesc, dar vor acea legătură. Toată lumea este ok și este gata să contribuie. Încă un lucru care vreau să-l menționez. Vreo 7 minute, deci mai am un subiect. Exact o minută. Deci am monitorizat alegerile. Am fost în... fiindcă mai sunt și responsabil în cadrul parteneriatului Euronest, deci sunt președintele grupului Moldo-Azer și este mult mai multe lucruri care am făcut acolo. Monitorizarea am făcut-o în Hankendi, deci este capitala Karabahului, care recent a revenit sub controlul Azerbaijanului. Aici vreau să reiterez poziția Moldovei că noi am susținut întotdeauna integritatea teritorială în hotarele recunoscute internațional și aici o spun asta fără nicio ezitare, vreau să fie clar poziția Moldovei. Am fost în orașul Șușa și în Hankendi. Șușa este capitala culturală a Karabahului. În Șușa am avut ocazia să fiu și în 2022. Acum am văzut acele schimbări, cum ei investesc, cum ei dezvoltă aceste orașe. Eu cumva mă bucur pentru acest parcurs și am venit de acolo cu mesaj pentru partenerii noștri europeni că lucrurile sunt mai bine decât sunt prezentate în unele, știu eu, opinii. Eu le-am văzut la fața locului, am discutat cu oameni băștinași de acolo, inclusiv cu etnici de ambele etnii. Deci părerile sunt foarte pozitive și sunt gata să duc acest mesaj în continuare mai departe. Okay, domnule Costiuc, vreau să vorbim neapărat și despre protestele agricultorilor. Da. Vedem că sunt 2-3 zile de când au început. Ne-ați spus că veniți acum de la fața locului. Eu am un mesaj pentru domnul Jacu, dar vreau să-l pun în contextul celor enunțate anterior despre vizita dumnealui în Azerbaijan. Cu siguranță moldovenii sunt foarte interesați de ce se întâmplă în Azerbaijan, mai ales cei care au ieșit astăzi în stradă și protestează pentru că sunt la limita falimentului. Dar eu vin astăzi cu propunere foarte concretă, directă, pentru că ați vorbit despre întoarcerea diasporii, să mergeți cu mine, mâine la Hâncești, în proteste a fermierilor, ca să discutăm cu cei care au revenit din diasporă, au investit în agricultură și astăzi sunt cu imobile, tehnică, sechestrate, așa cum s-au reușit să ajungă până aici. Oamenii au o serie întreagă de probleme și vor să vă spună, pentru că vă spun din prima sursă, mulți dintre fermieri ați devenit un simbol al dumnealor. Ei foarte mult vă apreciază, sunt unii care și-au făcut icoane din fotografia dumneavoastră. Merg împreună cu dumneavoastră. E promisiunea lor că o să poarte decent și vor să discute cu dumneavoastră și să vă întrebe lucruri concrete. Iată, eu vă spun doar câteva, astăzi suntem pe final de... Că nu e o provocare foarte directă. Noi am făcut ultimul regulament, prin care nu dăm voie să aibă omul mai mult de 3 văcuți acasă. Dacă ai mai mult de 3, te scoate în afara satului ca să-ți faci fermă, nu ai bani, n-ai infrastructură. Dacă ai mai mult de 100 de găini afară din sat, dacă ai mai mult de 5 porci afară din sat... Nu vă supărați, propun să oprim aici, fiindcă este ministerul agriculturii care știe mai bine. Dar oamenii știi ce spun. Vasile, întreabă-l pe domnul Jacot. În România ne-am dus și am văzut experiența. Acolo mai mult de 1000 de găini, 2000 de găini poți ai acasă. Mai mult de 16 făcuți. E satul autentic. Și ei spun, domnule, la noi satele sunt pustii, dar ei, dacă ai mai mult de 3 văcuți mulgătoare, deci, te dau afară de sat. Credeți-mă că oamenii au alte întrebări. Domnul Jacot, dar eu tot respectul pentru poziția dumneavoastră, okay, pentru vizita din Azerbaijan, eu nu iau în glumă, dar noi avem o serie de probleme și atunci când vorbim de referendum, de integrare europeană, acțiunile dumneavoastră ale guvernării trebuie să corespundă așteptărilor. Despre agricultură la AgroTV eu trebuie cumva să răspund. Mergeți sau nu? Deci, o să încep cu sarcasmul domnului Costiuc la capitolul interesului fermierilor de vizita în Azerbaijan. Domn Costiuc, dar de unde fertilizanții? Industria chimică care sunt mai scump ca România și Ucraina. Dumneavoastră puteți spune ce vreți. Mâine domn Costiuc, încă o dată. Întrebare v-am direct. Mergeți sau nu mergeți? V-am ascultat. Acum mă ascultați dumneavoastră. Mergeți sau nu? Nu, serios. Direct. Nu pompați așa. Am să vă răspund la întrebare. Hai să ne ascultăm, domn Costiuc. Am să vă răspund la întrebare, domn Costiuc. Vă ascultați. Că ei vă așteaptă. Deci,
Azerbaijanul este un exportator de fertilizant și pe noi el ne interesează inclusiv la acest capitol și îi interesează în primul rând pe cei fermieri. Care, nu știu dacă dumneavoastră sunteți la curent, că vă ocupați cu politică și demagogie, scuzați-mă, dar aici e pură demagogie, că de acel, memorandum semnat cu guvernul Japoniei de finanțare a fertilizanților pentru fermieri și este o programă destul de amplă pe mulți ani înainte. Guvernul Japoniei finanțează, fermierii cumpără cu prețuri preferențiale, preț de sinecost și acești bani se reinvestesc în cumpărarea fertilizanților. Adică este un proiect. Credeți-mă, noi facem pași încolo, în acest râm. Încerc să spun cât se poate de repede. Acum vis-a-vis de această provocare. Deci, dumneavoastră, nu m-ați întrebat care este agenda mea pentru mâini. Și mâini... eu o să găsesc, o să găsesc timp și o să vin. Credeți și încolo. Acum vreau să vă fac o replică. Da. Atunci când strigau toți exponenții protestatarilor, fiindcă mulți dintre ei aveau cu protestele ceva așa, foarte tangențial, doar lucrau la acel lider. Deci când strigau capul Jacot, vreau, eu am venit în rândul lor și nu m-am asigurat de la dumneavoastră cu purtarea lor decentă și așa mai departe. Am mers eu de unul singur acolo cu ei și am discutat undeva fierbinte, undeva mai la rece și am discutat multe lucruri. Acum, vis-a-vis de discuțiile pe care o să le purtăm acolo, toate discuțiile acestea, dar toate, o să aibă o conotație politică. Cei ce lor, nu vă supărați, le trebuie cel mai puțin. Lor le trebuie, în cazul dat, niște lucruri mult mai practice. Și dacă îmi spuneți despre sechestrarea camioanelor sau tractoarelor unuia, păi altul are complet, eu zic la general, complet alte probleme. Și dacă la unui secetă și vrea renegociere a contractului de credit cu banca, la altul ambarele sunt pline, dar el așteaptă prețuri bune și asta e complet altă situație și atunci este alt fel de negocieri. Și Ministerul Agriculturii un minut mai o să trateze, vă rog. Fiecare caz în parte. Dumneavoastră, în calitate de deputat, nu vorbim de minister. Dumneavoastră, sunteți reprezentantul voinței și suveranității populare. Mergeți să discutați cu oameni. Domnul Costiuc, eu vă promit că eu, ca deputat, o să-mi fac agenda așa cum o consider eu. Nu dumneavoastră, o să... Eu v-am întrebat și v-am lansat o invitație de la fermieri. Așa, mersi pentru invitație. Cu fermierii mă văd mult mai des decât credeți dumneavoastră. Am înțeles. Ei reformele și schimbările și promisiunile și îndeplinirea promisiunilor le văd pe propria piele. De asta o să vă dă ei apreciere. Mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră. Domn deputat, mulțumim pentru participare și eu vă mai aștept cu mare drag oricând. A fost, fierbinte, dar... Păi așa e, prima ediție. Mulțumesc tare mult și vă mai așteptăm cu drag. Cu primul pas. Mulțumim. Stimați telespectatori, atât a fost să fie pentru această ediție. Cu voi a fost Viorel Furculiță și noi ne dăm întâlnire vinerea viitoare. Până atunci, toate bune. Pe curând.